Piața agroalimentară centrală Sfântul Gheorghe s-a deschis miercuri 29 noiembrie. În acest moment sunt închiriate 80% din tarabele din zona legume-fructe și mare parte din celelalte spații comerciale la care chiriașii lucrează pentru amenajare. Pentru ocuparea spațiilor rămase libere este în derulare o nouă procedură de licitație. Precizăm că au fost obținute toate avizele necesare funcționării. Programul de funcționare a pieții va fi următorul. În perioada 29 noiembrie 2017-30 aprilie 2018, de luni până vineri, între orele 6:30-19, sâmbătă între orele 6:30-18, iar duminică în intervalul ora 7:14. Începând cu data de 1 mai 2018, programul de funcționare va fi adaptat la orarul de vară. În ultimele săptămâni a fost o muncă susținută pentru deschiderea pieții centrale la sfârșitul lunii noiembrie, așa cum am anunțat. Mă bucur că am reușit să oferim pietrenilor piața de sărbători pentru a-și putea face cumpărăturile necesare. Așa cum am promis, în piață vor fi foarte mulți producători și vom interveni cu tot ceea ce este necesar pentru ca cei care folosesc piața să fie mulțumiți, a declarat primarul Dragoș Chitic. În luna octombrie, la inițiativa primarului Dragoș Chitic, Consiliul Local a dat vot favorabil pentru ca piața să fie administrată de către primăria Piatra Neamț.